ați acceptat această inițiativă și ideea noastră. Prin aceasta noi dorim să transmitem un mesaj de conștientizare către populație cu privire la riscurile la care se pot expune privind acest mod de înșelăciune. Vreau să vă întreb dacă cunoașteți acest mod de înșelăciune, dacă știți, ați văzut la televizor. Nu cunosc metoda aceasta. Dar cunoașteți alte metode de acest gen? Alte metode, gen cum a fost cu accidentul, când a fost așa, da. Cu această metodă nu. Este și primul caz, într-adevăr, pe care l-am înregistrat la Constanța, dar este în strânsă legătură cu metoda accidentului despre care știm cu toții. Spuneți-ne ce s-a întâmplat ieri. Da, deci ieri în jur de între 11 și 11 jumate, eram cu mama mea acasă, mama era la bucătărie, eu eram prin casă cu treabă, a sunat fixul, ea a răspuns la telefon. Ce a vorbit sincer, nu am auzit cu siguranță, dar am auzit-o când a început să plângă, a început să țipe, Bogdane, tu ești, ce s-a întâmplat, unde ești, cum ești, na, cum era ea în panică și așa. Am venit repede lângă ea, i-am luat receptorul din mână, i-am zis să meargă în casă să liniștească și am luat eu telefonul să vorbesc. Când am răspuns la telefon, eu știind, când am auzit pe mama mea, Bogdane, știind că e posibil să fie fratele meu la telefon, eu i-am zis, ia zi, Bogdane, ce este? Și atunci el mi-a zis, Mihaela, mi-a zis pe nume, Mihaela, tu ești? Zice, ce mă fac? A început să plângă, să se vaite. Eu i-am zis, liniștește-te, încearcă și explică-mi ce s-a întâmplat, unde ești, ce-i cu tine, cum și ce fel. Atunci el mi-a zis, zice, am plecat astăzi la muncă, am ajuns la muncă, la muncă am leșinat, exact așa mi-a zis, am leșinat, au chemat de la muncă sau nici nu știu cum s-a exprimat, a venit salvarea, mi-a pus mască de oxigen și m-a dus și m-a internat la spitalul de la gară, la boli infecțioase și m-a găsit cu virusul. Și ce mă fac? Că sunt disperat, că îmi trebuie aparat de ventilație și că a venit managerul spitalului la mine și mi-a zis că îmi trebuie 200 de milioane să-mi iau aparat de ventilație. Și atunci m-a întrebat, zice, tu ai bani în casă? I-am zis, Bogdane, zic, am, dar nu așa sumă mare, am așa, de zi cu zi, doar știi că nu... Apoi m-a întrebat, mama nu are? I-am zis că știi destul de bine că nu are de unde să aibă mama din pensie, de unde să aibă. Bineînțeles, între timp auzeam și pe mama că tot plângea și țipa că ce-i cu el, unde e, ce face, ce nu știu ce. Atunci am zis, Bogdane, zic, hai că merg puțin să o liniștesc pe mama și te sun eu apoi. Și el mi-a zis, nu mă suna, zice, dar te rog eu frumos, vezi ce faci când trebuie neapărat 200 de milioane, să-mi iau aparat de ventilație, că dacă nu cine știe ce se întâmplă, zice, dar nu mă suna, că te sun eu înapoi, că n-ai voie să mă suni. Am închis telefonul și... Și ce? Apoi am închis telefonul, am mers la mamă, am încercat să o liniștesc. Între timp l-am trezit și pe celălalt fratel meu, că ieșise din tură de noapte și l-am trezit și i-am zis, Alexandru, zic, hai, trezește-te puțin să vedem ce facem, cum facem, cum așa. Și după aia ne-am dat seama și... Deci mama tot zicea, sunați-l pe Bogdan, vedeți cum e, vedeți unde e, vedeți ce face, eu încercam să o liniștesc și până la urmă m-a sunat. Deci între timp eu am sunat-o pe prietena fratelui meu. Și am întrebat-o dacă știe ceva de el. Ea mi-a zis că știe că e la muncă. Zice, da, stai că îl sun eu acum și zice, văd, îți zic, te anunț. Între timp, probabil că ea l-a sunat și între timp când încercam eu să liniștesc că era și fetița și mama și ea, adică era așa o chestie mai neplăcută. Și între timp m-a sunat Bogdan pe telefonul meu personal pe mobil, m-a sunat Bogdan, mi-a zis ce s-a întâmplat, m-a întrebat ce s-a întâmplat, stați liniștiți, că zice, a fost, na, și-a dat și el seama, v-a păcălit cineva, s-a dat drept, eu zice, stați liniștiți, eu sunt bine, sunt ok,
încercați și liniștiți-vă. Și cam asta a fost. Apoi fratele meu, după ce ne-a liniștit puțin, noi având fixul care oarecum poți să vezi cine te-a sunat, a dat înapoi, deci apelul care așa a sunat înapoi la persoana respectivă, a răspuns persoana respectivă la telefon, era tot așa un bărbat, fratele meu a întrebat, deci fratele meu Alexandru a întrebat cine e la telefon, de la celălalt capăt al firului i-a zis că sunt Antonio, dar tu cu cine vrei? El i-a zis vreau să vorbesc cu Bogdan și atunci el a zis cred că ai greșit numărul și până să mai zic el ceva, deja apelul s-a închis telefonul și cam asta a fost. Și apoi am încercat să ne liniștim, ne-am dat seama că a fost o gen înșelăciune și cam asta a fost. V-ați gândit vreun moment în toată această întâmplare, v-ați gândit vreun moment că nu ar fi fratele dumneavoastră cel care vă sună? Sincer, deci în prima fază, când am răspuns la telefon, puțin mi-a trecut prin minte că n-ar putea să fie el, pentru că el n-ar da telefon pe fix. Dacă ar avea vreo problemă, ar da telefon la unul din noi pe mobil. Dar apoi, când a început să plângă și să se văicărească, parcă am fost fel convinsă că e vocea lui și de aici m-a făcut să intru în jocul lui și chiar am crezut sută mie că e el și că într-adevăr are nevoie de ajutorul nostru, că e la spital și că deci am crezut. Sincer am crezut, am fost puțin reticentă, dar probabil când și-a intrat foarte bine în rol, m-am dat puțin înapoi și am crezut într-adevăr că e el și că poate să aibă o problemă. După ce v-ați liniștit, ați anunțat și poliția? Sigur că da. Sigur, după ce m-am liniștit puțin, m-am gândit ce să fac, apoi am sunat la poliție, am vorbit cu doamna de acolo, mi-a trimis un echipaj de poliție acasă, a venit un domn polițist, mi-a luat o declarație și cam asta a fost. De ce ați făcut, pe lângă faptul că așa era normal să procedați, de ce ați... Pentru că m-am gândit că eu știind destul de bine metoda accidentul și așa, am tot auzit, s-a tot făcut campanii și pe la televizor și pe peste tot. Știind, am zis că e normal să fac așa ceva, să nu se mai întâmple și altcuiva ce mi s-a întâmplat nou, cu toate că eu știam destul de bine treaba asta și cu toate astea, deci un pic așa să zic, am căzut în plasa lor. Și am făcut treaba asta, am zis să nu se mai întâmple și altora ce mi s-a întâmplat nou și într-un fel sau altul să se găsească o metodă, să fie lumea foarte bine informată și chiar cui se mai întâmplă și așa, să apeleze cu încredere și să sune la poliție și să sesizeze, să încercăm să facem ceva, să nu treacă și alții, să fie pedepsiți și să nu treacă și alții prin ce am trecut noi, că vă dați seama, sunt oameni, sunt bătrâni, sunt indiferent. Eu cel puțin una v-am zis. Eu știam cu toate astea și cu toate astea m-am păcălit, am crezut și... Ce îi sfătuiți pe oameni? Pe oameni, în general, să fie foarte atenți când răspund la telefon, să fie foarte atenți ce detalii dau, să fie foarte atenți după ce termină convorbirea, să sune persoana în cauză, să vadă, este, nu este, adică să nu intre în panică din primul moment, cum s-a întâmplat la noi, cu mama, fiind bătrână și neștiind, deci ea imediat a făcut cu plâns, cu crize, cu așa. Deci foarte mare atenție cu cine vorbește la telefon, ce detalii dă la telefon, să sune persoana respectivă, să vadă dacă într-adevăr a fost sau nu. La fel, zic eu după mine, la ușă se poate întâmpla să vină, m-am gândit, mi-am făcut fel și fel de scenarii și eu după ce mi s-a întâmplat și să sune la poliție și să se sesizeze. Ăsta e sfatul meu pentru toată lumea, că probabil vă dați seama, eu zic că poate mai sunt persoane, dar au tăcut din gură, n-au sesizat și drept dovadă probabil că va lua amploare.
Așa este, pentru că doar sesizând organele de poliție putem să-i prindem pe cei responsabili și acestea să fie pedepsiți conform legii. Vă mulțumim frumos pentru experiența împărtășită. Și eu vă mulțumesc.